Dacă totuși am decis, în sfârșit, să vă spun povești care contează, o să încep cu începutul, cu cea mai veche dintre povești. Povestea vieții unui singur atom de carbon, ce începe la o distanță insondabilă de 13,8 miliarde de ani, când, odată cu Big Bang-ul, universul nostru și-a anunțat sosirea. Pentru a fi mai precisă, mai sunt încă 500 de milioane de ani de atunci, când universul timpuriu, intens de fierbinte și dens, s-a extins și s-a răcit suficient pentru a forma primele sale elemente, hidrogen și heliu, care s-au adunat în nori mari ce s-au unit apoi în primele noastre stele. O astfel de stea masivă a ars fierbinte și strălucitoare și pe măsură ce se apropia de propriul colaps, pentru că chiar și stelele au în sfârșit, a început să formeze elemente mai grele. Acesta este actul în care eroul nostru intră pe scenă, un produs al fuziunii dintre trei atomi de heliu. Iar când acea stea într-un final a explodat într-o supernovă puternică și spectaculoasă, elementele sale au fost împrăștiate de vântul solar către locuri noi, începând o călătorie plină de scop, dar fără intenție. După ce atomul nostru este măturat într-un amestec colosal de expansiune și gravitație, materie și antimaterie, densitate joasă și înaltă, acum 3,8 miliarde de ani, acesta vizitează încă foarte tânăra noastră planetă și, cuplându-se cu doi atomi de oxigen, formează o moleculă despre care astăzi se vorbește foarte mult, dioxidul de carbon. Mai departe, CO2-ul și hidrogenul se amestecă într-o matrice de temperaturi și gradiente de pH, o confluență fortuită, un șablon celular, dacă vreți, pentru dezvoltarea și replicarea vieții organice complexe. Ușurința, de fapt nerăbdarea sau chiar dorința cu care carbonul creează legături și facilitează rețelele moleculare lungi, se va dovedi a fi crucială în construirea de structuri complexe și versatile. Dizolvată de multă vreme în apa mării, molecula s-a ridicat acum până aproape de suprafața oceanelor, unde va fi folosită de un coculitofor. Acest fitoplancton unicelular îi va face cunoștință carbonului și oxigenului cu calciul. Se vor combina pentru a crea carbonat de calciu, cu care aceste alge își construiesc trombocitele protectoare. Viața evoluează. Replicarea, selecția și mutațiile adaptive ca răspuns la stimulii de mediu produc o diversitate uluitoare. Grupat confortabil cu doi atomi de oxigen, călătorind prin atât de mult spațiu și timp, atomul nostru găsește răgaz de la turul său în jurul lumii și se predă strânsorii unei frunze. Dar nu te lăsa amăgit. Aceasta nu e decât o pauză de la marea sa aventură. De fapt, aici începe poate cea mai magnifică dintre numeroasele sale exploatații. Împreună cu apa și energia fotonilor celei mai apropiate stele, soarele nostru, vine splendoarea fotosintezei. Consecințele acestei reacții absolut de rutină, dar totuși extraordinare, sunt glucoza și oxigenul, substanța vieții așa cum o cunoaștem pe Pământ. Dioxidul de carbon poate fi pentru noi un alarmant gaz cu efect de seră, însă, dacă acesta nu ar fi existat deloc în atmosfera noastră, Pământul ar fi un deșert rece și pustiu. De fapt, în absența efectului de seră la care acest gaz contribuie, temperatura medie pe glob ar fi de minus 18 grade Celsius. Nu ar mai exista deloc plante și nici noi, animalele, pentru că mai important decât însăși faptul că nu am mai avea ce mânca, ar fi imposibil să respirăm, anume dioxidul de carbon fiind cel care dirigează acest proces.
Este crucial să menținem un nivel al CO2-ului în atmosferă care va păstra temperatura în limitele ce îi permit vieții să se dezvolte și să înflorească pe planeta noastră. Marea problemă constă în faptul că, odată cu revoluția industrială din secolul XIX, am început să depășim într-un ritm alarmant acel nivel optim, ajungând să emitem în prezent în atmosferă 55 de gigatone de CO2 pe an. Ca să înțelegem consecințele acestor emisii, trebuie să cunoaștem cât de mult carbon se află de fapt în ocean, în pământ și în vegetație, în comparație cu cantitatea acestuia din atmosferă. Până recent, toate fluxurile din aceste bazine se aflau în echilibru. Apoi oamenii au început să ardă combustibili fosili, ceea ce a adăugat două circuite extra neechilibrate. Cea mai mare parte din cele 55 gigatone pe an pe care le emitem în atmosferă rămân acolo, crescând concentrația atmosferică de CO2 și încălzindu-ne planeta. Am crescut deja temperatura medie de pe glob cu 1,19 grade Celsius față de epoca preindustrială, iar oamenii de știință ne avertizează că, dacă vrem să ne evităm propria extincție, trebuie să evităm cu orice preț să ajungem la o modificare de 2 grade. Acum urmăm o cale care ne va duce la o încălzire cu 3-4 grade în doar 3 generații. Ne îndreptăm către un pământ foarte cald. Pentru fiecare creștere de un grad, un miliard de persoane vor fi forțate să trăiască în condiții pe care noi le considerăm astăzi nelocuibile. Suntem la doar câteva decenii depărtare de un ocean arctic fără gheață vara. În Siberia, permafrostul se topește la o scară dramatică. Groenlanda pierde trilioane de tone de gheață și se poate apropia de limită. Pădurea boreală arde în nori de fum de mărimea Europei. Curenții de apă din Oceanul Atlantic încetinesc. Pădurea amazoniană e slăbită și ar putea începe în 15 ani să emită carbon. Jumătate din Marea Barieră de Corali a murit. Antarctica de vest probabil a depășit deja limita și acum, cel mai solid ghețar de pe pământ, Antarctica de est, are zone ce devin instabile. Ce se va întâmpla în următorii 10 ani va determina starea planetei pe care vom preda generațiilor viitoare. Este o perioadă ciudată pentru a fi în viață. Trăim cele mai bune vremuri ale umanității? Suntem în pragul unei dispariții? Pot fi ambele adevărate. De la texte religioase antice la picturi medievale și filme de la Hollywood, apocalipsa ne-a bântuit de mult imaginația. Cu toate acestea, nu doar artiștii, misticii sau fanaticii trag alarmă. De data aceasta sunt oamenii de știință. Suntem, ne spun ei, în timp ce petrecem, stăm la coadă, ne plătim taxele, la începutul celei de-a șasea extinții în masă. Dar există o altă posibilitate. Am putea deveni prima specie care va preveni o extinție în masă. Pentru a reuși, primul obiectiv este să reducem emisiile la jumătate până în 2030 și să atingem zero emisii nete până în 2050 sau mai devreme. Asta înseamnă să eliminăm carbonul din marele sisteme care ne conduc viața: agricultura, energia, industria, transportul și clădirile. Era combustibilor fosili s-a terminat. Trebuie să transformăm agricultura dintr-o sursă de emisii într-un depozit de carbon și, mai important, trebuie să ne protejăm oceanele și pământul, ecosistemele naturale ce absorb jumătate din emisiile noastre. Știm cum putem face asta. Avem tehnologia necesară, ne trebuie doar voință. Societatea noastră va trebui să treacă într-un timp scurt prin cea mai profundă transformare cunoscută vreodată, iar numărătoarea inversă a început.